Bună din nou și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi vă prezint un alt episod din Prietena mea invizibilă. De data aceasta este episodul numărul 10. Nu am să închei, cred că niciodată, această serie. Într-un fel mă bucur foarte tare. Sper că vă plac și vouă aceste serii. După cum vedeți, am o cutie enormă, imensă, foarte mare și foarte drăguță, care am primit-o de la Diana. La fel, dacă vrea să se dezvolte în comentarii, eu am să spun doar atât. Este Diana și mi-a trimis o grămadă de lucruri drăguțe. Abia aștept să le deschid. Ca de obicei, deschid cutia și revin ca să descoperim împreună ce este înăuntru. Am luat cutia în brațe și am pregătit o foarfecă. Sper să nu am nevoie de ea, dar totuși. Desfacem cutia. Avem o hârtiuță pe care scrie surpriză, te pup. Este cam așa. Wow, totul este împachetat, deci am nevoie de foarfecă 100%. Astea sunt lucrurile. Oare se desfac cu această cutie în brațe sau nu? Nu. Așa, mai bine aici. Să vedem lucrurile care nu sunt împachetate. Mi-a trimis și o scrisorică, acum o să o citesc. Așa, pentru început mi-a trimis acest parfum de la Biu, care este preferatul meu. Chiar atunci când eram cu ea la telefon și am desfăcut pachetul, am spus nu trebuia să-mi trimiți parfumul, trebuia să-mi trimiți doar deodorantul. Aici nu există și mie îmi place foarte mult acest parfum și iată că mi l-a trimis. O să-ți dau o mamă de bătaie. Așa, să vedem ce lucruri nu sunt împachetate. Mi-a trimis de la Asla Vital, știți că eu am primit de la Asla Vital un demachiant de la Farmec, pudră de argilă pentru tratamente cosmetice, super, super tare. Așa, este pudră. Să vedem, nu vreau să rup ambalajele. Wow, sunt pliculețe, sunt foarte utile când sunt în pliculețe, se pot folosi pentru o singură dată. Super, mulțumesc frumos! Este chiar un lucru care l-am mai primit, l-am primit de la Ramona și l-am consumat toată pudra, așa că îmi vine la fix. Ce avem aici ce nu este împachetat? Argan Plus, ulei de măsline și jojoba, șampoane. Nu cunosc această marcă, nu cunosc... de la Farmec! Wow! De ce spun că nu cunosc? Nu sunt atentă. Nu sunt atentă și de aceea nu vorbesc. Vorbesc doar prostii. Foarte tare șampon. Sunt foarte bune de luat încoace încolo. Abia aștept să le folosesc. Mai avem aici lucruri care... Am aici ceva ce este... Este o cutie pentru cosmetice foarte drăguță. Este fără a fi împachetat. Foarte, foarte drăguță, foarte tare. Să vedem. Are ceva înăuntru? Hai, nu pot să o desfac. Are înăuntru, are, dar am rupt undița. Ups. Să vedem. Wow, mi-a pus plin de lucruri înăuntru. Mi-a trimis prea multe lucruri. Deci sunt o grămadă de lucruri în cutie și aici avem o grămadă de lucruri, așa că am jumătate de oră de videoclip ca să vă arăt. Mi-a trimis de la Balea mască de față, mi-a trimis o grămadă de mostre, așa, mi-a trimis, mulțumesc frumos, chiar mi-este foarte de folos această pastă de dinți, eu am gengiile foarte sensibile, cred că ți-am spus, de aia mi-a trimis la fel mostre, abia aștept să le folosesc, eu mostrele le folosesc primele, mereu, să vedem ce mi-a trimis aici, wow! Foarte tare, să vedem ce e. Ai, a căzut. Este un colier care s-a încălcit, care este foarte drăguț. Chiar drăguț de tot. Abia aștept să mi-l pun, o să-l descălcesc eu și o să-l pun. Să vedem aici. Wow, wow, este o broșă foarte drăguță, uitați cât e de drăguță, superbă, superbă, mulțumesc, să vedem. O cremă de duș, încep lucrurile împachetate,
Așa. Trebuie să folosim forfeca pe urmă. Super tare. O cremă de duș de la Sephora. Foarte drăguță. Apoi am un scrub de la Garnier. Așa. Un fard de ochi. Am să-ți tot mulțumesc, să vedem. Super! Wow, este o oglindă. O oglindă foarte drăguță. Apoi am două... Sunt foarte multe lucruri. Chiar mi-ai trimis foarte, foarte multe lucruri. Am să-ți dau o mamă de bătaie. Sunt două... plăsuțe de la Kendra. Pline de lucruri. Pline de lucruri. Prea multe lucruri mi-ai trimis. Așa, este un alt far de ochi de la Essence, foarte drăguț, un ruj, la fel de la Essence. Sunt foarte drăguțe lucrurile, chiar sper să vă placă și vouă, pe mine mă încântă. Sper din suflet să-ți placă nuanța. Ia să vedem. Tu le nimerești, să știi că le nimerești pe toate. Să vedem, că nu vrea să se deschidă. Este foarte drăguț, este la fel pentru... Este de la Bourjois. Nuanța este chiar foarte drăguță. Cred că se vede acel albastru drăguț. Superb. Aici avem foarte tare de la Astor. Pentru buze Serranu. Așa. Da, sunt sigură că este pentru buze. Așa, să vedem. Mai avem alt pachetel de la Kendra, ce l-a lipit. L-a lipit ca să nu iasă lucrurile dinăuntru. Hai să vedem ce e. Wow, sunt bombe de baie, dacă nu mă înșel. Acesta este gel de duș de la Sephora. Așa. Foarte tare. Și acestea sunt tot de la Sephora. Da, bombe de baie. Foarte tare. Super, super tare. Alte lucruri împachetate. Spune, pe mine m-a ajutat. Sper să te ajute și pe tine. Să vedem ce e. Am crezut că am pierdut forfeca. Da. N-am pierdut. Știți că eu sunt foarte agitată, nu am răbdare să desfac nimic, de aceea cred că îmi trimiteți toate lucrurile foarte bine împachetate. Împotriva transpirației excesive. Foarte tare. N-am știut că există un produs așa. Este un roll-on pentru axilă. Dacă îmi va fi bun, am să vă spun și vouă, am să povestesc despre el, pentru că cred că toată lumea caută un produs eficient împotriva transpirației. Pentru zilele în care ești obosită, ia să vedem. Ceea ce credeam eu, pentru ochi de la Sephora, îți mulțumesc frumos, chiar am nevoie de un produs pentru ochi, pentru că am ochii foarte umflați, de când mă trezesc foarte dimineață și mă pun să dorm foarte târziu. Sper să-mi fie bun. Mai adăugăm ceva la colecția ta de... La care dintre colecțiile mele? Presupun că de Oje. Da, normal. La colecția mea de Oje. Să vedem. De la Miss Forty. O nuanță foarte drăguță. Mi-ai trimis nuanțe mate. Mă bucur pentru că nu prea-mi plac culorile sidefate. De la Sephora, la fel, și de la Nails London. Nu îmi sună mie. Are un ambalaj foarte drăguț, culorile sunt foarte drăguțe, sunt fără sidef, ceea ce îmi place foarte mult. Și cam atât din această cutiuță, să trecem la, wow, la cutia mare. Le-am pachetat foarte drăguț, țin să spun că fiecare produs are... Mamă! Fiecare produs are câte o fundiță, mă simt chiar prost, eu nu sunt așa cum pachetatul, este o atenție foarte drăguță, chiar îți mulțumesc că ai pierdut timpul să
acest produs sună, că ai pierdut timpul să le împachetezi atât de frumos. Nu trebuie să uităm de față. Sună. Ce poate să fie ea? Că nu dau eu cu ghicitul, pentru că niciodată nu ghicesc. Să vedem. Wow. Mi-ai trimis produse care chiar, sincer, eu am rămas uimită. Mă las cu gura căscată de la Sephora. Un spray instant pentru față și la fel un spray care răcorește față, fără alcool. Sunt foarte drăguțe, îți mulțumesc frumos, sunt produse care ați observat că tot mă repet în fiecare videoclip și spun același lucru, primesc produse pe care nu le am și sunt încântată de acest lucru, nu am aceste produse și sunteți foarte atente la colecțiile mele și chestia asta îmi place foarte, foarte mult. Să deschidem alt pachet foarte mare pentru păr cu proteine din grâu. Mă încântă aceste fundițe, sunt foarte drăguțe, pe bune, chiar le-a împachetat de un mod minunat. Să vedem ce este, un șampon cu extracte din grâu, super drăguț, este italian din câte văd eu. Să nu uităm de scrisorică, mi-a trimis și o scrisorică care văd că este foarte drăguță. Everything for you, scrie aici. Să vedem. Bună, draga mea, îți mulțumesc din suflet că ai acceptat să faci acest swap cu mine. Sper din suflet ca produsele acestea să îți placă și să le folosești sănătoasă. Te pup dulce, cu drag, Diana. Îmi plac foarte mult produsele. Ce drăguță este scrisoarea. Am atâtea scrisori deja păstrate. Cred că am să fac un videoclip cu toate scrisorile pe care le am. Să vedem. Să continuăm. Aici avem o inimioară desenată pe acest produs și atât. Folosim pe doamna Foarfecă, care încă mai trăiește. Să vedem. Ce tare! De la Sephora mi-a trimis adezie pentru unghii, dacă se spune așa. Sunt foarte drăguțe, sper să-mi placă. Wow, ce tari sunt! Sunt foarte tari, mulțumesc frumos! Așa, eu cum nu folosesc coje de unghii, ai spus, măcar adezive. Să-ți hidratezi corpul. Cât de drăguțe sunt aceste funde, cât de superbe sunt. Într-adevăr, sunt ceva... Ai avut o idee cu ele, chiar trebuie să le tai. Ce păcat. Dar dacă nu le tai, nu deschidem pachetelul. Așa. Hidratant pentru corp, spunea, da? Le-am pachetat foarte frumos, ca eu să trebuiască să le desfac așa cu greu. Așa, de la Nivea. Este acel gel de dus sub apă, nu l-am încercat în această variantă, este foarte interesant așa, la noi în Spania este diferit, dar nu l-am încercat. Așa, acest pachetel mă ține intrigată, limba mea română este cam slabă, nu îmi pot imagina ce este înăuntru, nici nu scrie nimic ca eu să-mi dau seama. Hai să vedem. Cât de tare! Deci, pe lângă că mi-a trimis un deodorant de la DAF cu castravete, care îmi place enorm de mult, mi-a trimis și un gel de duș. Nu știam că există, pe bune, mi-ai înveselit ziua, nu știam că există gel de duș, eu am să pun-l și deodorantul celălalt care este pe terminat, o să fie în terminatele lunii, sigur. Și cât de tare, te iubesc, pe bune! M-ai bucurat foarte tare. Când ai nevoie să mă simți lângă tine, e preferatul meu. Chiar că e interesantă această descriere. La fel, sunt împachetate foarte frumos produsele. Ce poate să fie aici? Nu!
mi-a cumpărat un parfum, pot să știu și eu cât ai cheltuit în total? În total, dacă vrei să-mi spui, mi-a cumpărat un parfum de la Roberto Cavalli. Chiar n-am cuvinte, chiar o să primești încă o grămadă de pachete de la mine, pe bune. Îți mulțumesc frumos, ești minunată. Sper că îți place zmeura. Cum îmi plac fundițele acestea, într-adevăr am să le păstrez, ai să vezi dacă nu. Da, îmi place zmeura mult de tot, mult, mult de tot. Cât de drăguțe sunt aceste geluri de duș, nu le-am văzut aici de o grămadă de timp. Geluri de duș care au agățător sau cum se numește, foarte tare. Se deschide așa? Se deschide așa, să vedem. Wow, deja miroase. Deja miroase, miroase foarte, foarte drăguț. Am să te mănânc de mie, Diana. Să vedem ce produse. Da, că mai am jumătate cutie. Și a trecut, cred că vă plictisesc deja. Pentru genele tale frumoase. Altă fundiță. La sfârșit va trebui să număr fundițele. Câte fundițe sunt? Să vedem. Mă umpli de la produse pentru Sephora. Aici în zonă nu am Sephora și... cât de tare e! Super tare! Este un rimel cu două periuțe. Foarte, foarte interesant. Chiar am să fac un machiaj și am să-l folosesc. Sper să știu să-l folosesc. Sunt curioasă dacă voi ați folosit acest rimel. Să vedem. Pe acesta nu scrie nimic. Pe acest produs. Așa că am să-l desfac foarte repede. Este... ce drăguț! Wow, este o pastă de dinți din Deme. Cât de tare! Acum o să am toate produsele posibile și imposibile de la Deme. Mă bucur mult de tot. Nu am să mai cumpăr, cred că un an de zile, pastă de dinți. Că primesc de la toată lumea. Să vedem. Aceasta cred că este ciocolată, dacă nu mă înșel. Că este cam moale, cam întârziat cu deschiderea pachetului. Dar... ei, nu mai vrea să taie forfeca. Să vedem. Da, am dreptate. Ai, cât de tare! Mi-ai trimis o ciocolată mare, mare cu roșu. Pe bune, nici n-am știut că există. Deci chiar n-am știut că există acest format de ciocolată cu rom. Chiar cât de tare, nu mai sunt ciocolățele mici, este în format așa. Măi, pe bune că mă surprindeți cu toate chestiile astea. Ceva puțin mai special. Cât de special poate să fie deja toate lucrurile care mi le-ai trimis speciale și parfumul, te mănânc, ai cheltuit o grămadă de bani, pe bune. Văd și prețul acum pe parfum și pe bune o să... Da, mi-amintesc că mi-ai spus de acest produs, este crema de corp de la Prada Candy. Din cauza ta va trebui să-mi cumpăr acum și parfumul, să știi că o să mi-l cumpăr. O să-l vedeți în următoarele mele hauluri, mie îmi place acest parfum. Am întârziat să-l cumpăr, acum am motiv să-l cumpăr, pentru că am crema de corp, să știi că nu am cuvinte. Pentru gene și sprâncene, dar eu am rupt înainte să citesc ce scria pe el. Aici avem o sticluță foarte interesantă. Așa, de la Sephora. Un gel de duș. M-ai umplut de lucru de la Sephora, chiar îți mulțumesc foarte mult. Super, super tare. Apoi, pare a fi o cremă de corp. Din ceea ce am avut eu și am și... A, nu. Nu e o cremă de corp. Mai bine nu dau cu presupusul că mereu greșesc. Este un gel de curățare pentru față de la Garnier. Mi se pare că mi-a trimis și o mostră de așa ceva. Super, super tare. Hai să vedem ce mai este pe aici. Alt lucru care nu are niciun bilețel. Să vedem. Este ceva foarte interesant. Este un... wow, este un carnețel care este foarte drăguț.
Este chiar super, super drăguț. Uitați paginile cât sunt de frumoase. Sunt diferite toate. Super! Am să încep să-l folosesc repede, că am nevoie de așa ceva. Apoi, alt lucru fără nume sunt acele cure măști de păr, care am mai primit două, sunt foarte bune și superbe, superbe. Îți mulțumesc că mi le-ai trimis, chiar cum le-am folosit înainte, știu despre ce este vorba și o să-mi fie foarte, foarte folositoare. Secretul dulce sunt orficiocolățele, da, prăjituri. Merg puțin mai repede că o să se întunece afară, prăjiturele cu rom, care eu le ador. Le ador. Așa. Ce mai avem? Mai avem trei lucruri, mi se pare. Aici scrie, când ai puțin timp liber și te plictisești. Timpul meu liber este foarte, foarte puțin, din păcate, dar cred că mi-a trimis o carte. Eu ador cărțile și mereu îmi fac timp ca să le citesc. Am între jumătate de oră și oră drumul meu spre muncă și am să citesc ceea ce mi-ai trimis, dar trebuie să tai din păcate. Nina Garcia, The Lookbook, ținută perfectă pentru orice ocazie. Foarte drăguță. Cât de tare e cartea. Să știi că am să-mi fac timp pentru ea. Este foarte, foarte drăguță. Încă un lucru, ți-am umplut stocul de. Mi-ai umplut stocul de. Vai! Nu se poate! Chiar așa? O să par o nespălată. Dar, wow! Cred că mi-ai cumpărat din fiecare câte unul, dacă nu mă înșel, de castravete, de cocos, nu le avem aici, exfoliant, wow, apoi de, wow, de rodie, dacă nu mă înșel, dacă așa se spune, nu le-am văzut pe aici, aici sunt diferite. Și acestea, să știi că aici sunt toate diferite, chiar mi-ai umplut stocul. Chiar am reacționat foarte, foarte wow. Căsuța ta merită puțină atenție. Ia să vedem cum îl desfacem. Este ultimul lucru și țin să-ți mulțumesc mult pentru tot ce mi-ai trimis, sincer. Chiar mi-ai trimis lucruri foarte, foarte drăguțe. Să vedem dacă pot să desfac acest. Este un tablou, îmi imaginam că este un tablou foarte drăguț. Îți mulțumesc pentru toate lucrurile care mi le-ai trimis. Chiar wow, mi-ai trimis atâtea lucruri că nu le-am aici din față și nu știu de unde să încep, cu ce să încep. Acesta este tabloul, este foarte, foarte drăguț. Mie îmi plac trandafirii mult de tot. Nu-mi place mirosul, dar îmi plac trandafirii ca și floare. Am să-l și pun pe perete. Și sper că v-a plăcut și vouă ceea ce am primit. Eu îți mulțumesc din suflet pentru tot. Chiar am să mă revanșez. Te-am pupat și pe bune, îți mulțumesc mult de tot. Sper că v-a plăcut și vouă. Ne revedem într-un următor videoclip.